În cursul nopții trecute, o patrulă de jandarmi care se afla în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe raza localității Ungheni a observat pe lacul din localitate trei persoane care se aflau într-o barcă pneumatică. Existând suspiciunea că aceștia pescuiesc ilegal, jandarmii i-au interceptat, iar la verificare au constatat că dețin două seci de 80 de metri fiecare, precum și cantitatea de 13 kg de pește provenit din pescuitul ilegal. Pe numele bărbaților s-au întocmit actele de sesizare a organelor de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de deținere și utilizare a uneltelor de plasă de tip monofilament. Cele două seci, precum și barca folosită în activitatea ilegală, au fost ridicate în vederea confiscării, iar cantitatea de pește viu a fost redată mediului natural.